Ce apare pentru noi ca o mare noutate, suntem, cred că, singura universitate din țară în momentul ăsta, care am reușit să parcurgem toate etapele și să scoatem la concurs locul la colegiul terțiar non-universitar. Deci, o realitate, admiterea se dă anul ăsta și pe colegiul terțiar non-universitar, pe cele 13-14 calificări, meserii, cum am zis noi, autorizate și deja avem dialoguri susținute cu agenții economici. Chiar aș vrea să faceți această remarcă în mod special. Agenții economici sunt foarte, foarte aproape de Universitatea din Pitești. Au o dinamică a relaționării cu noi mult mai bună decât orice altă instituție din anul. Și avem, în urma acestor dialoguri cu agenții economici, avem solicitări pentru noi meserii, pentru chestii inedite la care nu ne-am musat în din nimeni. Unele din ele vor necesita construirea standardului ocupațional și înregistrarea lui întâi și întâi în registrul ocupațiilor din România. Și după aia, concurare și dosar și autorizare, dar toate astea, vă repet, sunt mult mai simple acum de făcut cât timp ai deja colegiul în sine ca instituție autorizat și funcțional. De acum, pentru o specializare în curs, e de muncă, dar nu așa de mult cât a fost pentru autorizarea. Acest colegiu este similar liceului sau ce trebuie să înțelegem? Post-liceală. Post-liceal. Are regim post-liceal, oferă calificări, dacă vreți, în standardizare europeană, calificări ISCO 4. Așa? Se adresează atât absolvenților de BAC, cât și celor care nu au luat BAC-ul, dar au absolvit liceul. La un moment dat, managerul colegiul terțiar spunea că își dorește să păstreze sau vor fi și locuri subvenționate. Da, vor fi. Și despre locuri subvenționate vorbeați mai devreme de locuri? Nu, de la anul, deci pentru acest colegiu care și ăsta a intrat în cursă oficial, în mai, știți că există un termen de 6 luni până în admitere, când discută guvernul cu tine și îți dă subvenție și nu știu. Astea erau până în martie. Ori colegiul a fost autorizat oficial cu hârtie, cu ordine de ministru, după martie. De pentru care anul ăsta nu are locuri subvenționate la minister. Dar, deja suntem, am făcut toate demersurile necesare pentru ca de la anul, pe meserile respective, să nu se aloce și locuri subvenționate.